sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Bătaie în masă la Otaci, unde mai mulți localnici s-au luat la pumn și au aruncat cu pietre, unii în alții, mascații de la Fulger au intervenit. Tensionate la emisiunea de dezbatere electorale, te votezi la ProTV, Vasile Costuc de la Democrație Acasă și Cristian Riza, reprezentantul partidului Noi, și-au împărțit replici. Eu trebuie să ascult toți scenarii care dați consumat, domnule Riza. Ați tras finanță și vă înfărâsul de fiecare dată. Noi și-a luptăm pentru supraviețuire, domnule Riza. Iar conflictul dintre Ion Ceban și Victor Chironda continuă. Viceprimarul spune că primarul i-a retras ilegal atribuțiile. Altercații în masă la Otaci, mai mulți localnici s-au luat la pumn și au aruncat cu pietre, unii în alții, totul după un scandal care a avut loc la începutul săptămânii, când doi tineri au fost snopiți în bătaie de trei persoane de etnie romă. Mascații de la Fulger au intervenit pentru a potoli spiritele, iar oamenii legii sunt prezenți și astăzi în localitate. Din imaginile publicate pe un canal de Telegram se vede cum localnicii de etnie romă se adăpostesc într-o curte, iar alte 10 de persoane se năpustesc asupra lor și împart pumni în stânga și în dreapta, în femei și bărbați. Polițiștii prezenți la fața locului nu au făcut față agresiunilor, iar la un moment dat un bărbat a fost pus la pământ și lovit cu pumnii în cap. Pentru a potoli mulțimea a fost nevoie de intervenția mascaților de la Fulger. Aceștia au fost întâmpinați cu aplauze de oameni. Jurnaliștii de la Nord News au vorbit cu mai mulți localnici de etnie romă care susțin că au fost atacați ieri la amiază. Oamenii spun că totul a început după ce, la începutul săptămânii, trei tineri din comunitatea lor au bătut doi băieți. Мы не должны отвечать за каждого. Они собрались со вчерашнего дня. Эта акция была спровоцирована ихними. Это организовано. Заранее договорились, чтобы 12 часов дня встречаемся гнать ромов. Localnicii de etnie romă spun că făceau o masă de pomenire pentru baronul lor când locuitorii orașului s-au năpustit asupra lor și i-au atacat aruncând cu pietre. Вот это все они бросали, у них было у каждого в карманах, именно в карманах булыжники вот эти. Potrivit ofițerului de presă al poliției din localitate, scandalul a pornit de la un conflict de pe 21 iunie, când o tânără care se plimba pe malul râului Nistru a fost bruscată de romi. În apărarea ei au sărit doi tineri de 14 și 18 ani, care au fost bătuți crunt de cele trei persoane de etnie romă. Potrivit oamenilor legii, mama unuia dintre tinerii atacați a îndemnat localnicii să se adune la un meeting în cartierul în care trăiesc persoanele de etnie romă, după care au urmat altercațiile. Și astăzi, poliția, împreună cu mascații de la Fulger, asigură ordinea publică 10 de romi ieșind în stradă pentru a denunța cele întâmplate ieri. Polițiștii au format un cordon pentru ca oamenii să nu ajungă la primărie și la casele celorlalți locuitori din Otaci. Pe cazul tinerilor atacați luni de cei trei romi a fost pornit un proces penal pentru huliganism, băiatul de 18 ani fiind internat în spital cu traumatisme în regiunea capului. Astăzi, oamenii legii vor analiza imaginile din timpul altercațiilor de ieri pentru a stabili cine se face vinovat și ce riscă. Moldova se topește sub temperaturi caniculare, chiar și așa la sate, oamenii muncesc la foc continuu. N-ajută nici pălăria, damă, că așa căldură. Ce au făcut unii ca să se răcorească, vedeți în jurnal, când aflați cum va fi vremea în următoarele zile. Fostul administrator special al Unibank, reținut acum două zile în dosarul fraudei bancare, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații de la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Înainte de a fi reținut la domiciliul și în biroul bănuitului, în prezent angajat al BNM, s-au făcut percheziții. Acesta este suspectat de abuz în serviciu în interesul unui grup criminal și riscă până la 15 ani de închisoare. Banca Națională a anunțat că nu va comenta deocamdată reținerea angajatului. PSRM acuză SIS că știa despre răpirea fostului judecător ucrainean Nicolae Ceaus și că ar fi încercat să ascundă probe care ar fi elucidat circumstanțele cazului. Deputații Adrian Lebedinski și Grigore Novac susțin că Serviciul de Informații și Securitate ar fi colaborat cu serviciile ucrainene pentru a-l scoate pe Ceaus din Moldova. SIS a negat acuzațiile. Noi, comisia,
am recurs la, la o altă tactică și am să vă zic de ce. Noi văzând că Serviciul de Informații și Securitate, domnul Iesaulenco, intenționat ne duce pistă greșită și intenționat ne duce în eroare, am început să facem o investigație paralelă. Grigore Novac a declarat că doi din repitorii lui Ceaus, reprezentanți ai serviciilor speciale ucrainene, ar fi locuit vis-a-vis de clădirea SIS în perioada în care au organizat răpirea. Potrivit deputatului socialist, reprezentanții SIS ar fi încercat să ascundă urmele presupușilor răpitori. Serviciul de Informații și Securitate, la fel, a încercat să facă foarte multe mișmașuri și să ne ducă pe pistă greșită, cum să mai zicem popor, să o facă pe prostul. Totodată, cei doi susțin că șeful SIS știa din timp despre răpirea fostului judecător. Peste câteva minute după răpirea lui Ceaus, dumnealui a venit la fața locului și dădea de acolo de pe loc, dădea indicații. Cine și ce trebuie să facă? De ce așa mare interes avea el de domnul Ceaus? Reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate au negat că ar fi ascuns detalii în cazul răpirii lui Nicolae Ceaus. Pe durata investigării cazului, reprezentanții SIS și-au manifestat deschiderea pentru cooperare și au acordat suport în vederea stabilirii persoanelor implicate și clarificării cauzelor ce au dus la crearea incidentului, se arată în comunicatul emis de SIS. Iar reprezentanții președinției ne-au spus că declarațiile deputaților socialiști sunt speculații politice. Nicolae Ceaus a fost răpit la începutul lunii aprilie din curtea unui bloc din capitală. Și până acum nu este clar cine ar fi pus la cale totul. În acest timp, Ceaus a apărut în 3 înregistrări video în care a spus că este bine, dar nu a anunțat unde se află. Familia lui a declarat de fiecare dată că filmulețele au fost făcute sub presiune. Mai multe site-uri de investigație au scris că Ceaus a ascuns în Moldova din anul 2016, pentru că în Ucraina este suspectat de corupție după ce a fost prins cu mită de 150.000 de dolari bani ascunși în 2 borcane. Acesta a fost reținut în 2017 la Chișinău după ce s-a predat poliției, recunoscând că a trecut ilegal frontiera. În timp ce la Chișinău sunt organizate maratoane de imunizare, iar campania avansează, în unele sate dozele de vaccinuri sunt aproape de a expira. Se întâmplă pentru că oamenii sunt reticenți și neinformați despre beneficiile vaccinului. În 4 luni de campanie, puțin peste 11% din populația țării s-a imunizat. Nici în COVID, nici în vaccinare nu cred. Dar de ce o faci așa să credeți? Așa e. Așa cred eu. N-am când. Dacă a venit un medic de familie și m-a oprit, a spus, eu m-ați dau vreo foaie de boală, ceva, vină la mine că te vaccinez, eu m-aș duce cu dragoste, cu inimă curată. Vaccinarea decurge lent în satul Ruseștinoi din Ialoveni, spun medicii de familie din localitate. Am adus Pfizer și tot nu vreau să fac. Școala de fel, dintre câțiva 40, sunt vreo 30 ceva, ei trebuie să se vaccineze. Nimeni nu vor. De ce nu vor? Păi, cu nu putem să impunem pe dânsul. Șeful Centrului de Sănătate din sat susține că la sfârșitul acestei luni expiră dozele de vaccin AstraZeneca pe care le au și speră că vor reuși să le administreze până atunci. Expiră pe data de 30 iunie. Uh-huh. Și noi instorim până pe 30 de am ca să le facem rămășițe care au mai rămas. Nu ne-au rămas încă vreo 30 doze. Medicii de familie spun că pot forma echipe mobile de vaccinare pentru a imuniza acasă pe cei care nu se pot deplasa. Însă au fost cazuri când au fost amenințați. Eu refuz că am fost. Dacă voi veniți, vă rupem pșoanele care dacă veniți. Cum e? De la demararea campaniei de vaccinare în Ruseștinoi, din circa 3.000 de locuitori au fost imunizați aproape 300. În aproape 4 luni de campanie, aproape 670.000 de oameni s-au vaccinat, adică în jur de 12%. Din populație. Asta în timp ce autoritățile din sănătate își propun ca până în toamnă să fie imunizați 70% din cetățeni. Cu toate acestea, responsabilii din sănătate susțin că periodic voluntarii, autoritățile locale și medicii discută cu cetățenii despre beneficiile vaccinului în încercarea de a-i convinge să se imunizeze. Ministerul Educației anunță că Ion Iovcev nu va fi restabilit în funcția de director al liceului Lucian Blaga din Tiraspol după criticile apărute în urma demisiei acestuia. Instituția spune că va fi organizat un concurs pentru a alege un nou director. Între timp, mai mulți membri PAS au protestat ieri la guvern, nemulțumiți de decizie. Guvernul Republicii Moldova să-l demite în așa hal. Deci de asta am venit aici și am venit să cerem ministre Pogoșa să-l restabilească imediat în funcție.
Ion Iovcev a fost demis marți din funcția de director al singurului liceu cu predare în limba română din Tiraspol, după ce timp de aproape 30 de ani a condus instituția. După acest anunț, europarlamentarul Eugen Tomache a propus să-i fie consilier în Parlamentul European. Kremlinul ar fi planificat să investească peste 11 milioane de euro toamna trecută pentru a-l face pe Igor Dodon președinte ca să-și poată consolida influența în Europa Centrală. Este titlul unui articol apărut în celebrul ziar german Bild. Jurnaliștii au publicat un document în care ar fi notate cheltuielile pentru campanie. Igor Dodon a declarat astăzi că informațiile sunt false. Cât de departe va merge Putin pentru a reuși să obțină un rezultat favorabil pentru el la viitoarele alegeri parlamentare? Așa începe articolul celebrului ziar german Bild, care a reușit să obțină un document în limba rusă în care este descrisă în detalii campania socialiștilor planificată de ruși. Conform actului, Federația Rusă urma să cheltuie 11.456 de milioane de euro pentru a-l ajuta pe Igor Dodon în campanie electorală ca ulterior acesta să ajungă președinte, iar rușii să aibă un aliat de încredere în conducerea Republicii Moldova. 4 milioane de euro urmau să fie cheltuiți pentru a mitui candidații prietenoși care au fost înregistrați în cursa electorală. Jumătate de milion urma să fie investit în propagandă, iar o altă jumătate să fie plătită cecului care ar fi trebuit să colecteze rezultatele în regiunile în care socialiștii ar fi acumulat un număr mai mic de voturi. Publicația germană scrie că până la urmă planul rușilor ar fi eșuat, iar unul dintre motive ar fi fost faptul că acesta ar fi devenit cunoscut serviciilor secrete moldovenești. Publicația mai scrie că rușii au pus la cale câteva proiecte prin care să o denigreze pe Maia Sandu. Unele dintre ele au fost publicate, însă nu este clar cine le-a făcut și le-a finanțat. Mai 21-го года. Оптимизация здравоохранения привела к закрытию медицинских учреждений и увольнению врачей. 9 мая 2022 года. День Победы отменен. На главной площади Кишинева проходит гей-парад в честь победы европейских ценностей. Astăzi Igor Dodon a declarat că informațiile sunt minciuni. Referitor la PIL, eu am înțeles că acolo depinde cât plătești. Poți publici orice n-ar fi. De ce? Cum comentez? Nu, campanie electorală, ca de obicei. Dar dacă vreau să fac ceva frumos, vreau o noutate așa mai bună, trebuie să nu copii unul la unul ceea ce a spus un balabol în octombrie anul trecut. Ieri, PSRM a postat un comunicat prin care a calificat drept calomnios articolul Bild și anunță că va da ziarul în judecată. Cei de la SIS nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne spune dacă într-adevăr au aflat ce au oprit planurile rușilor. Igor Dodon a pierdut alegerile prezidențiale din 2020 în fața Maiei Sandu. Din rău l-au distrus cu totul. Localnicii unui cartier din sectorul Botanica se plâng că după ce apa canal a făcut săpături pe strada lor, acum drumul e impracticabil. Vrem reparația drumului! I-a săturat din noroi! Oamenii au protestat în fața primăriei pentru că situația e așa de 2 ani, cum comentează responsabilii, aflați la știri. După ploi și inundații, Moldova se confruntă cu un val de caniculă. Maxime de 33 de grade vom avea astăzi, anunță meteorologii. La sate, soarele torid nu a pus munca pe pauză, dar pe lângă sapă, oamenii care merg pe câmp își iau neapărat apă și pălării. Alții aleg să-și petreacă ziua la pescuit ori să facă băi de soare. Da, din sapă mâncăm peți. 3, 4, 5, 6, 7. 7 rânduri în cât timp? Eu de la oara... Oare, surorile Elena și Lidia spun că în 2-3 zile vor termina de prășit cele peste 30 de ari de porumb. Asta dacă vor sta cu săpile în mâini toată ziua, însă soarele arzător făcea tot mai dificilă munca, deși era abia ora 11. Gata, eu mă duc acasă, iar am sunat la genele, zis, mă ieși. Nu mai pot, mi spun pe inimă. Nu ajută nici spălăria, da, mă, e așa călduri. Dacă odată ploile s-au... Cu sapa în mâini era și această femeie de 70 de ani. Spune că de când se ține minte, prelucrează pământul și este obișnuită cu munca în câmp pe caniculă. Noi suntem deprinse, uite, auzi, noi suntem zagarite. Toată viața am lucrat, cu toată inima lucrăm, știm că e acasă frumos. Și avem nedejde, îndrăși ca să ne hrănim. Ca să se ascundă de soare, aceste două femei care pășteau turma de capre s-au refugiat sub umbra unui copac. Lor le cald, când... La umbră ele mai gine pasc, la umbră. Dacă nu-i cald, mai mult șed și ele caută numai umbră. În timp ce unii oameni se ascund de caniculă în apartamente și în case, alții aleg pescuitul, iar în același timp fac băi de soare și se scaldă. Ridică-l mai tare în sus. Vai de mine! A fost o zi cu noroc pentru acest bărbat care a reușit să prindă un pește de 70 de centimetri. Avem o zi liberă și la pescuit. Ați prins ceva? Este.
Este pește. Da, Facebook-ul și. Dispoziția e bună. Da, normal, normal, îmi place, azi merge bine. Iar Ghenadie, care recent s-a întors din Rusia, a găsit o oază de răcoare pe lacul de la Dânceni. E minunat ca să ne scaldăm la patrie. Astăzi rămâne în vigoare codul galben de caniculă și vom avea maxime de până la 33 de grade. În weekend sunt prognozate ploi în nordul și centrul țării. La jumătate de an de când a preluat mandatul de președinte, Maia Sandu s-a lăudat cu reușitele sale. Șefa statului și-a atribuit meritul pentru vaccinurile anticovid aduse în Moldova. A spus că a scos țara din izolare și a obținut sprijin financiar din exterior. A enumerat ca reușită și declanșarea anticipatelor, dar a recunoscut că mai departe va avea mâinile legate dacă în Parlament nu va fi o majoritate care să o sprijine. Dacă la preluarea mandatului țara nu avea nici măcar un plan național de imunizare aprobat și autoritățile nu făcuse niciun efort de asigurare cu vaccin, astăzi avem acces la vaccin pentru toți. Pe lângă vaccin, Maia Sandu susține că a reușit să obțină donații semnificative de echipament medical și de protecție pentru spitale și personal medical din partea mai multor țări. Președinta a vorbit și despre principalele reușite pe plan economic. Noi am reușit să obținem un sprijin economic fără precedent din partea Uniunii Europene. Planul de recuperare economică în valoare de 600 milioane de euro pentru o perioadă de 3 ani. Tot aici, Sandu a pomenit despre cele 6.000 de tone de motorină primite din partea României pentru agricultorii afectați de secetă. În aceste 6 luni am lucrat pentru a îmbunătăți imaginea țării noastre și a reface relațiile cu partenerii externi importanți pentru Republica Moldova. Maia Sandu a declarat că a reușit să scoată țara din izolare internațională, dar și să obțină respectul partenerilor externe după ce a mers în vizită în 7 țări europene și a primit la Chișinău alți 2 omologi de ai săi, dar și pe președintele Consiliului European. La capitolul lupta împotriva corupției, șefa statului a menționat că a obținut sprijinul mai multor țări în acest sens și a creat Comitetul Consultativ Independent Anticorupție. Iar pentru reforma justiției, președinta a spus că a pregătit mai multe legi, printre care una cu privire la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, simplificarea procesului de confiscare a averilor nejustificate și altele, precizând că pentru a fi votate este nevoie de un parlament și un guvern care să-și dorească acest lucru. La sfârșitul lunii aprilie am semnat decretul de dizolvare a Parlamentului, redându-le cetățenilor dreptul de a-și alege un alt parlament. Maia Sandu a fost aleasă președinte pe 15 noiembrie anul trecut, după ce l-a învins pe Igor Dodon. Ea a fost învestită în funcție pe 24 decembrie. Noi candidați am împărțit cu greu studioul dezbaterilor de la ProTV, Vasile Costiuc de la Democrația Acasă și Cristian Rizea, care a venit să reprezinte Partidul Noi, s-au certat și s-au numit. Scandalul dintre cei doi a continuat și după emisiune. Invitat în studio a fost și Iurie Reniță de la PUN, care a spus că singura cale de rezolvare a problemelor din țara noastră este unirea cu România. Prioritățile pentru Republica Moldova? Vom verifica toate averile funcționarilor publici. Anularea concesiunii aeroportului de la Chișinău. Armata rusă eliminată de aici. 2. Securitatea energetică asigurată, pentru că asta e o lovitură foarte puternică asupra economiei. Bunăstare, stabilitate și prosperitate. Pentru a atinge aceste obiective și deziderate majore, există o cale foarte sigură, scurtă, reală și realistă. Reunirea cu patria mamă, cu România. Domnule Costiuc, cum explicați dumneavoastră prezența pe listele Partidului Democrația Acasă a lui Constantin Jardan, nepotul deputatului Partidului Șor, Petru Jardan, cercetat, vorbim de Petru Jardan, cercetat în prezent pentru corupție la Aeroportul Internațional Chișinău? Cum se leagă aceasta cu lupta dumneavoastră pentru eradicarea corupției? Băiatul ăsta pe care dumneavoastră îl spuneți este un băiat care are câteva sute de oi. Trăiește la Lozova, este un fermier și chiar dacă undeva este nici nu măcar nepotul, este un vârf de al treilea și doar familia, numele coincide, îi se pune în cârcă faptul unei legături de rudenii cu un mare ștuțăr care e director la aeroport și nu mai știu. Cum vrei
vreți să luptați cu corupția din Republica Moldova când vi se impută în România fapte de corupție și anume, în urmă cu 2 ani, în Alta Curte de Casație și Justiție din România, v-a condamnat definitiv la 4 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor. Mircea Gioană este cel care trebuia să fie condamnat în locul meu, dar fiind un personaj politic foarte înalt și protejat, el e secretar general al NATO, iar eu apar ca fiind cel mai corupt politician la ora actuală din Republica Moldova. Cum este abordată problema transnistreană în contextul programului dumneavoastră politic? Această formulă există în reunirea cu România a actualului teritoriu controlat de Republica Moldova și preluarea acestei probleme complicate de către România ca țară membra Uniunii Europene. Unii au criticat decizia CEC de a majora numărul acestora până la 44. Alții sunt indignați că ulterior Comisia a renunțat la deschiderea 3 secții la Corjova și Tighina. Totuși, care este poziția PUN față de participarea alegătorilor din stânga Nistrului la alegeri? PUN-ul pledează pentru respectarea neabătută a drepturilor omului și a cetățenilor Republicii Moldova, indiferent unde s-ar afla ei. Păi, dar ce trebuie să întrebarea tolerezi, pentru domnul Costiuc. Vedeți ce limbaj, doamna? Vă rog. Ce limbaj, domnule? Are 7 ani de acasă. Păi, vă rog. A avut probleme, a trăit un dramă în zile și două de valeți. Ne puneți în rând cu toți semnalii și trebuie să ascult lecții în studio. O să vă spun ce a pățit. Eu ar trebui un control psihiatric. Eu trebuie să ascult toți semnalii. Colegii din regie să închidă microfoanele în cazul în care, la următoarea observație, nu vă supuneți. Eu nu vreau niciodată în viață să fiu, măcar la 100 de metri, coleg de parlament sau de oricare altă instituție, concetățean care a jecmănit statul român și care a venit în fața studioului dumneavoastră cu o mașină de 3 milioane de lei și ne citește nouă moralitate. Și ați consumat, domnule Riza, ați tras pe nas și vă înflăr râsul de fiecare dată. Noi și-a luptăm pentru supraviețuire, domnule Riza. Vedeți, stimați... Mă tale șterge făina de pe nas. Haideți. Dar ce înseamnă asta? Și nu-i sănătos. Omul ăsta chiar îi crede proști pe alegători. Iertați-mi termenul neacademic. Noi nu-i credem proști. Uitați-vă la mine cum arăt. Nu, dumneavoastră sunteți. Asta e altceva. Și doamna Buza, de ce sunt atacat? Niște reguli și să nu atacați persoane, nimeni, din cei prezenți. Haideți să renunțăm la acest discurs, că nu ne face cinci. Șeful misiunii de observare, Promolex Nicolae Panfil, a atras atenția că Rizia nu avea voie să participe la dezbatere atât timp cât are probleme cu cetățenia Republicii Moldova. Eu am discutat astăzi cu președintele CEC vis-a-vis de această situație. Vom vedea mâine ce se va întâmpla dacă vor continua. Responsabilitatea noastră a celor care organizează dezbaterile electorale a ProTV-ului, a noastră, nu este să verificăm fiecare candidat care vine aici sau fiecare reprezentant al partidului. Ideea este că legea acordă partidului dreptul de a delega pe cine consideră de cuvință. Noi nu putem să ne opunem și nici nu vrem un litigiu cu partidul Noi. Președintele CEC, Dorin Cimil, ne-a comunicat aseară că partidul Noi ar putea fi sancționat pentru că l-a trimis la dezbateri pe Cristian Rizea ca reprezentant al formațiunii. Cimil a precizat că fostul deputat român condamnat la închisoare în România pentru trafic de influență și spălare de bani nu are calitate juridică de cetățean al Republicii Moldova și nu poate face campanie electorală pentru vreun partid. Rizea a negat acuzațiile și a spus că are cetățenie moldovenească. Scandalul dintre Rizea și Costiuc a continuat și după ce emisiunea s-a încheiat. Asta e omul lui Dodon, omul lui Plafoniuc. Plafoniuc, dacă te uiți, ia-ți căței de aici și slugile. Conflictul dintre Victor Chironta și Ion Ceban ia amploare. Viceprimarul spune că va depune un demers la Cancelaria de Stat după ce primarul i-a retras atribuțiile de coordonare a Direcției Transport și Arhitectură. În replică, Ceban afirmă că Chironta nu a făcut nimic în funcția de viceprimar și insistă să-și dea demisia. Eu nu am restanțe, eu nu am lucruri neîndeplinite. Astfel, spune Chironta, Ion Ceban l-a înlăturat ilegal de la șefia a două direcții, arhitectură și transport, iar asta înseamnă că nu mai poate semna dispoziții și acte în aceste domenii. Domnul primar a insistat să schimbe focusul problemei de la ilegalitățile admise de arhitectul șef Svetlana Dogotaru și colegii săi în procesul de autorizare a demolării Hotelului Național către mine și problemele legate de activitatea mea. Acum Chironta are în gestiune doar direcția corespondență, petiții și audiență. Acesta spune că va depune un demers la Cancelarea de Stat pentru a examina legalitatea deciziei primarului de a-i limita atribuțiile. Dumnealui nu a făcut nimic în funcție, nu că a făcut ceva legal sau ilegal.
Asta este unul. Doi, am zis că nu mai comentează și am spus asta la conferința de presă, toate fâsurile acestui cetățean. Scandalul a pornit după ce Chironda a declarat că autorizația pentru demolarea Hotelului Național a fost semnată ilegal. Ulterior, pe numele lui a fost pornită o anchetă internă pentru absențe nemotivate de la serviciu, iar Ceban i-a cerut demisia. De aici a urmat un șir de replici între primar și viceprimar. Nu poți fi parte a echipei, nu ai decât să pleci. Nu înțeleg de ce trebuie să te ții cu dinții. Domnul primar, de fapt, a făcut ceea ce poate face el cel mai bine. A spus minciuni și a manipulat. Ioan Ceban l-a numit viceprimar pe Victor Chironda după ce a fost contracandidat la alegerile locale din 2019. Nemulțumiți că de 2 ani Apa Canal nu asfaltează drumul pe care a făcut săpături pentru a schimba țevi, mai mulți locatari din sectorul botanic au protestat ieri la primărie. Oamenii spun că la fiecare ploaie înfruntă noroi, iar pe strada pe care locuiesc sunt mai multe gropi decât fâșii de asfalt. În replică, responsabilii întreprinderii susțin că lucrările încă nu au fost finalizate. Așa se circulă pe strada Plaiului din sectorul Botanica deja de 2 ani. Mașinile încetinesc, iar oamenii ocolesc gropile. Situația e și mai gravă când plouă. Putem să ne trezim cu o clădire prăbușită. Toată mizeria și toată apa asta, murdăria, toată se așează în fața blocului. În 2019, locatarii au fost anunțați de Apa Canal că țevele vechi vor fi schimbate. Lucrările au durat în jur de un an și jumătate, dar nu au fost duse până la capăt. Mai exact, compania responsabilă nu a asfaltat drumul după ce a instalat conductele, așa cum potrivit oamenilor prevedea contractul. Primăria, ca căbâșna, și-a dat gării și-o denec net. Oamenii spun că au tot bătut pe la ușile autorităților și abia săptămâna trecută funcționarii au venit cu o propunere. Au venit un tractoraș, ne-a răzuit un pic drumul și a vrut să ne aducă asfalt folosit, dar noi am blocat drumul și n-am permis să... Adică dacă se face un drum, trebuie să fie calitativ. Câțiva locatari au protestat la primărie. Vrem reparația drumului! Ne-a săturat din oruri! Nu este prima dată când firmele contractate de Apa Canal nu duc lucrările până la capăt. Astfel s-a întâmplat și pe strada Movileni din sectorul Ciocana al capitalei. După ce gropile au fost lăsate de izbeliște, oamenii s-au mobilizat și le-au acoperit singuri cu pietriș și asfalt. În replică, responsabilii spun că, de fapt, strada din sectorul Botanica nu era asfaltată când muncitorii s-au apucat să facă săpături. Apa Canal nu-și pornește să facă drum acolo unde el nu a fost. Acolo se va interveni, așa să înțelegem. Cred că o să discutăm aparte în momentul când o să fie solicitată recepția la lucrări. N-ar fi corect până acum cum o să fie restabilită. Rețelele de apeduct au fost schimbate pe strada Plaiului în cadrul proiectului de reabilitare a 100 de kilometri de țevi, finanțat de BERD și BI. Aproape 100 de persoane sunt date dispărute după prăbușirea unui bloc cu 12 etaje din orașul Miami. În ultimele 24 de ore, salvatorii și câinii au tot căutat pe sub dărâmături în speranța că vor găsi supraviețuitori. Însă au reușit să salveze doar 35 de persoane din ruine. Președintele Joe Biden a declarat stare de urgență în regiune, iar Crucea Roșie a instalat o tabără în zonă pentru a acorda asistență celor răniți și rudelor acestora. Din imaginile publicate de presa americană se vede cum mai întâi se prăbușește o parte a blocului, după care se dărâmă și a doua parte, lăsând în urmă un nor imens de praf. Într-un alt filmuleț de la tragedie devenit viral, apare un băiat de 10 ani care este scos de sub dărâmăturile edificiului. Totul s-a întâmplat în jurul orei 2 noaptea în orașul Surfside, la nord de Miami Beach. O bună parte a blocului de locuit cu 12 etaje, în care erau 100 de apartamente, a început să se surpe, după care s-a prăbușit. Imaginile surprinse la locul tragediei arată o grămadă uriașă de moloz. Presa americană a transmis că 80 de echipaje de intervenție au fost trimise la fața locului. La operațiunea de salvare participă și polițiști. Nu au fost transmise încă cifre oficiale privind numărul răniților, dar potrivit jurnaliștilor din Miami, un pompier aflat la fața locului ar fi spus că este vorba despre mai multe victime. Nu sunt clare deocamdată nici cauzele producerii dezastrului. We're going to find out what happened. Right, and you know, we have seen family members running around here. Someone close to us, I know, has someone that lived in that building and hasn't been able to find them. What message do you have to these people?
În jur de 15 familii au fost cazate temporar într-un hotel, deoarece nu este sigur ca oamenii să se întoarcă în casele lor, deși locuințele nu se aflau în partea clădirii care a fost afectată. Operațiunea de căutare și salvare continuă, iar autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să crească. O furtună neobișnuit de violentă a lovit sud-estul Cehiei, provocând distrugeri de amploare. Rafalele de vânt, care aveau puterea unui uragan, și grindina de mărimea unei mingi de golf au doborât numeroși copaci și au provocat pagube uriașe la sute de clădiri și mașini. Sute de persoane au fost rănite, iar autoritățile anunță că sunt și decese. Imaginile filmate de localnici arată mașini răsturnate și clădiri cu pereți și acoperișuri prăbușite. Vântul a bătut cu atâta putere încât a luat pe sus acoperișurile caselor și a spart geamurile. Vârtejul a măturat totul în calea sa și a lăsat în urmă un adevărat dezastru. Un oraș afectat de furtună arată ca după apocalipsă. Cel puțin 200 de persoane au fost rănite, sunt și morți, însă nu este clar deocamdată numărul acestora. Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt au atins o viteză de peste 200 de kilometri pe oră. Ministrul ceh de interne a descris situația ca fiind foarte gravă și a declarat că au fost trimise toate echipele de urgență disponibile, inclusiv echipe de salvare cu câini, pentru a localiza eventualele persoane prinse între dărâmături. Munca echipelor de intervenție este însă îngreunată de faptul că 10.000 de locuințe din regiune au rămas fără curent electric. Autoritățile au mai anunțat că aceasta este cea mai puternică tornadă înregistrată în istoria țării. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0221 3645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!